Sunt în direct. Sunt în direct. Da. La mulți ani lui ăsta, băi. Ziua. Salut la Zonia Food Birthday sau Ronaldo Gold pe delay. Nu știu cum Ronaldo. Nu știu. Salutare tuturor și bine salutări, ați venit. Salutări, fraților. Băi, suntem cam puțin, s-au trimis notificările, mă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Vede că e pe telefon? Parcă e rețel. Sunteți aici? Sunteți cu noi? Totul e Gucci? Ne auzim? Salutare Florin, salut Ionut, salut, salut, hai că încep să intre băieții. Ia vezi. Hai băi, să vedem dacă e... Da, ne vedem, nu? Auzi, că la mulți ani. Da, ne. Păi, e ziua lui Cristi și ghiciți câți ani face, mă. Salut și la mulți ani, Cristi. Salut, salut, salut. Salut, băieți, mulțumesc frumos. Ia, mulțumesc. E momentul meu de glorie. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte. Vă mulțumesc pentru interesul acordat. Vă mulțumesc pentru... Ia, 23. Gucci mi-a mâncat papuci și șarpe la voi. Mulțumesc, mulțumesc Florin, Cosmin, Marian, Game of Friends, mulțumesc Andrei, mulțumesc tuturor fraților. Mulțumesc de urări. Face 23 de ani pentru 23 de victorii la Weekend League. Nu zic că de acum trebuie să tragem la elit. Da. Nu știu, se vede, arți, zic, nu? Înșarți camera? 10 ani, de pușcărie. Cam așa, la gândire cam așa, vă zice. Ce mai vine? Nimic, vine Insta, vine. Sunt căutat. Ai cuvântul, zice. Cu ce să fac trading, cum să fac după rog? Nu știu că e ziua mea. Să vedem, mă, să se bage SBC-uri acum la 8. Mă mai întreabă, nu știu că e ziua mea. Anul 24, cum ai făcut? Fac 24. Cum a ghicit? Eu încă mă joc FIFA la anii ăștia, în loc să mă duc. În armată! Salut Micro, salut! Salut Micro RTG! Salut Mario! Oricum amândoi sunteți preferați, da, nu știu. Sigur. Mai puțin Mario. Mă amenințe la Weekend League. Ah, gata! Mersi Micro! Lămulțim puștile! Șefule! Lămulțim puștile! Așa va. Lămulțim. Dai și tu cadou niște... Deschideți și voi pachetele. Deschidem game. Deschidem. Da! Dacă vrei la 8, deschidem, dă-ne ad pe PlayStation, SDR Bros. Și ne dai SharePlay. Și deschidem la ora 8. Face, că și noi nu știm ce să facem, frate, să deschidem acum. Oh, bună seara, domnul Hagi. Mulțumim. Bună seara, domnul Hagi, și bine ați venit. Dacă talent este pasiune, oricând. Exact. Trebuie un pic de suc. Rămâna nenea, auzi. Nenea Micro. Fraților, ați văzut pe comunitate poza cu tortul, frate meu. Vă place ce tort i-am făcut? La mulți ani, izvorul tămăduirii, auzi? Nu că e urât. Mi-a venit manivela de la fântână în cap. Mi-a venit în cap. Salut VJ. Salut VJ, tot frații ați rămas, bă. Nici nu vă salut. Fraților, dacă sunteți noi pe canal Dragoș, apasă și tu butonul de like, Dragoș. Apasă. Aveți și voi un sfat pentru mine? Stai să așteptăm ora 8, Marian. Încearcă. Să profiți de market. Fac și eu echipă bună de 6 cacane în seara asta. Na, market crash în seara asta, din contră, eu cred că o să crească jucătorii. Auzi ce zice Micro, mai bine le deschizi în iuni. Da, clar, Micro, bă, m-am gândit. Mulțumesc, Chirinel, te pup. Bă, hai să facem 3 deja like-uri, noi n-am deschis nici picurile, nici nimic. Săptămâna viitoare parcă bag Anglia, nu? Da. Să ne zică și nouă Micro. Da, știu. Vreau da. Să schimb pe Neymar Gold cu Felipe Anderson toți. Nu, niciodată. Nu. Bă, Neymar bă, Gold... din punctul meu de vedere, jucătorii sunt deja stabiliți care sunt jucabili și care nu. Băi, toți... Stați că vă explic eu, cel mai bun jucător din joc. Neymar Headliner, al doilea Neymar Inform. Nu, al doilea Neymar pe OTM, al treilea Neymar Inform și al patrulea Neymar Gold. Cam așa ceva. Ca și carduri normale. Da. Adică nu ai iconuri. Încă puțin până la Coman. Băi, să sperăm, adică nu... Da, mi-ar displace să vedem acolo un românaș. Poate îl bagă la obiective, la ceva, bagă ceva. Așteptați cu nerăbdare momentul
Ori 8, așa se zice. Apple e prima, dar da, au băgat asta. Băi, să sperăm. Păi, săptămâna viitoare. De asta zic, oare să păstrăm pe săptămâna viitoare pachetele, să nu le deschidem azi. Și am mai strânge câteva, facem și ceva de pe la Ligi. Păi, azi deschidem picurile. Dar problema e că nu avem jucători cu ce să facem. Eu am făcut la Mark Matchup, sunt singur de asta. Deci tu scena, să faci și băieți. Să dau scena. Adică în seara asta, cad sau cresc? Cresc, normal, eu cresc. Zic că o să crească. Vin bani din deschidere de pachete și mod normal oamenii cresc. De acum aș fac echipa pentru Weekend League. Și vin bani. O să, adică nu știu, eu mă aștept să crească. Ce zici, mă, micro? Eu așa zic. Scad fitness-urile, asta scad. Deci avem picuri de deschis, fraților. Avem 23 de like-uri, fraților. Ajungem și noi la 30 pentru fratele meu, că e ziua lui. Super, super. Super. Frate, spus și voi la community de cercători, credem. Și știu. Bă, să sperăm că vor fi aia. Ei ne poate surprinde mereu. Bro, pe Xbox ne-i mare 390K, mai scade? Ce zici? Da, o să scadă, Andrei, dar... cred că săptămâna viitoare. Salut, Matei. Adică așa cred că dacă o să apară Premier League Team of the Season, eu cred că o să scadă, dar săptămâna viitoare. Astăzi eu mă aștept la o creștere a prețurilor. Sigur că da. Yeah! Crești. Zaha, Philip, CDM de la Leeds și Bentancur. Da. Bentancur cred că sigur și cred că o să fie bun. Dar Philip ăla cred că o să fie belea. Ăla CDM. CDM-ul, da. Pentancur e așa. Deci el are acum 93 fizicare tip cardului de la Ligi. Stați așa să verificăm market. Deocamdată prețurile sunt destul de jos. Dacă vreți să cumpărați ceva, eu cred că acum e momentul. Nu cred că o să scadă mai mult de atât. Trader Militao e 2500. Neymar în form scade? Neymar deja e scăzut. Nu știu dacă o să scadă. S-ar putea să crească noaptea asta. După ora 8 s-ar putea să crească. Dar a descăzut, nu știu, probabil săptămâna viitoare. Pe ce jucați? PlayStation! Yeah! Eu vin în manivela în cap. Păi e, la 30 de like-uri deschidem picurile. Avem două picuri, avem Griezmann, sperăm avem la ratingul cât mai mari, fraților. Aubameyang, Koulibaly. Nu cred că ar intra ceva în echipa noastră. Koulibaly, dar n-ai cum să-l lege. N-ai cum să-l lege. Ce să cumpăr pentru trading? Jucător high rated. Nu, e ca, da, probabil vor apărea, dar nu high rated. Cred că 83 și 84 vor fi ok pentru SBC-uri. Probabil se vor băga SBC-uri cu requirement-uri de 83. Și ar fi fost ok, dar cred că deja e prea târziu să fi cumpărat shadow-uri. Nu, ce are dreptate, micro. Vezi și crezi după ce se vede. Exact, asta zic și eu, micro, că o să crească. Băi, eu am zis-o și mă repet. Koulibaly și Belotti. Deci jucătorii sunt deja... Maximin e comparabil cu Neymar, da. Da, l-avem pe Maximin și chiar e bun. Dar Neymar are ceva lui, mă. Pică Tadic și Perisic. Bă, n-ar fi rău, vrem rating, să avem acolo pentru SBC-uri că e gol clubul nostru. Avem 26 de like-uri, fraților, la 30 deschidem picurile. A să le deschidă frate meu, că e ziua lui. Yeah. Pică Tadic și Perisic. Bro, am luat 150 de... de 150 de ca jucători, 83 și 84 și 85, ce zici, pe profit? E posibil să o dai, Andrei. E probabil să-i dai, nu, e posibil să o dai, dar e probabil să-i... E probabil că da, cred că da. Ca oba, ia-o ce zice. Nu e rău, super sub. Cu agility-ul lui. Îl bagi super sub, sunt toate ce treci, meci. A, bine, avem Benedier, noi la ce echipă avem, nu intră cam nimeni, fraților. Nimeni. Din păcat. Am răspuns la tot ce a fost de răspuns, fraților, așteptăm like-urile voastre, aprecieri și păriri. Da. După care închidem live-ul și că... Bă, așteptăm ora 8. Alexandru Izbic, zici ce părere ai de el? Bă, e bun pe apărare, adică e stabil pe apărare, dar... Nu e, bă, nu mi se pare atât de stabil, nu știu, nu-i pe skill-ul nostru, dar... Problema e că e greu la întoarceri, pase greșește mult. Bă, parcă nu-l simt atât de dominant pe... comparație cu fizicul pe arată care echipa. Are. Nu e mai echipa acolo. Să deci în comparație cu să se vadă echipa. Mie nu mi se pare atât de dominant. Să se vadă echipa. L-am pe ăla pe OTM-a Oba, făcut la început. Nu l-am jucat de 4 luni. Păi, nu e, mă, nu e. Nu e OP anul ăsta. Uitați echipa. Am luat Firmino și Tarić la player pick. Bun. Recomand. Stai, mă. Ce e ăsta? E un jucător foarte bun. Ăsta e monstru. Ce credeți că va lua Nei? Left winger sau cam? Greu de spus. Cred că... cred că left winger. Nu, eu zic cam ca să facă mai... Doar da.
Eu sper să ia left winger ca să fie mai ieftin. 450 de cam a costat atunci. Mamă. Da, l-am făcut, că l-am făcut gratis. Da, l-am făcut gratis pe Alexandru și e ok că ne dă chemistry la Douglas Costa, da, la Neymar în caz de schimbă în formula. Stai cu echipa asta de Quixel. Bă, acum mai dăm Quixel. Dăm-o Quixel, like. Aceasta este echipa cu care vom ataca Weekend League-ul. Bă, Militao gol de mai bun care e o Ferdinand. Asta e o certitudine. Am putut. Chiar de echipa e ok, adică deocamdată nu sunt dezamăgit de nimeni. Este adică Sandro mă mai sperie așa din când în când cu acțiunile sale. Dar e ok. Deocamdată... Și Militao se simte un pic... Militao se simte că e card gold, dar nu face greșele. Asta e, el nu face greșeli, pur și simplu uneori nu-l ține să se bată cu... Cât costă VVD gold? Habar nu am. 300. Ceva de genul. Fraților, care e cel mai low rating din FIFA? Să luăm numai jucători de aia, 27 rating. Dar nu cred că sunt. Bro, s-a meritat să schimb Rio Baby cu Militao Rotul de Final. Categoric, Andrei, categoric. Categoric. Rio Baby e foarte slab. Nu știu, nu știu ce are. Da, pe lângă minge, mă. Rio. Și face penaltiri la greu, nu se bagă la minge, efectiv. Puneam, deci luam fața jucătorului, apăsam L2, care Jokiu, L2, ca să fie mai agresiv jucătorul, să protejeze Rio. Și omul efectiv se oprește cel la primire. Fraților. Da, Blanc e bombă. Eu nu înțeleg de ce l-a schimbat pe Rio, are două... Rio. Păi are, păi, da... Păi, pentru că... L-am suferit noi pe ăsta... I-am dat 2000, și cu XL odată. 2340. Frate, domnule. Eu am Rio Prime. Bă, Rio Prime e cu tot o altă poveste, altă mâncare de pește, dar Rio Baby ăsta nu știu. Nu vi se pare și bovo așa dacă vă uitați la fața lui? Vă inspiră încredere? Nu-mi place mie. 29 de like. Încă unul încă și un drum, like și deschidem picurile. Pagineza cu Livari și Dana Instagram. Are Alessandro, Frank. Bă, da, asta nu cam sus. Nu știu. Nu. Hai nu e că e cam sus. Frumos, să dăm un pic ăsta așa. Ca să ne vedem mai Gucci. Poate alt. Oh, ți-ai făcut cura. 31 de like-uri. Dăm drumul. Băieți, sperăm la Koulibaly. 1 sau 2. Avem picuri de gold 1, nu? Da, picuri de gold 1. 1 sau 2. Vidic e mai bun. Da, Vidic e mai bun, numai că nu e în FIFA. Poate îl bagă la anul. Hai că. Ce-i cu gulit ăla, ia-l pe Lazar. Nu, eu mă gândeam la... ăla... Mamă, ce lapsus vreau în sers. Da, italianul. Ah, Fabrini. Fabrini. Ești foarte obosit, fraților. Bun. Eu, bă, mai aveam puțin și adormeam amândoi, nu mai făceam niciun live. Hai să deschidem. Hai, mă, cu ceva high rated. Tadic, Arnautovic mai high rated. Uite, au zis cineva de Tadic. Da, da, Tadic, Arnautovic este greu de linkuit. Da, bine, la rating-uri mari de obicei ceri puțin chemă, 60. Și va fi ok. Nu, luăm pe Arnautovic pentru rating, că avem goală echipa. Bună seara și sper că nu mă... Nu. Profe CSB, aici sunt acceptați toți suporterii, atât timp cât nu se dă cu hate și tot felul de prostii, poți să ții cu cine vei. Și cu avântul pojurâta poți. Nu contează asta. Aici. De stadion ne înjurăm, ne urcăm, ne... Aia zic, să fie frumos. Acum Firmino și aia e. Băi, eu sper cu Libari. Hai cu Libari. Tadic, uite că mi l-a dat și pe Tadic, că zicea Game of Friends. Păi nu scăpăm noi de Tadic, ăsta e. 97 și 96. Ok. Ați auzit ceva ce o să fie concurs de FIFA în Piatra. Dragoș a zis de mult Tudor Buțan, dar trebuia să fie în martie, dar starea de urgență n-are ce. Mai. Nu, în martie. El a zis din februarie, nu știi când a zis Tudor. Înainte să înceapă toată nebunia asta. Dar... din cauza stării de urgență s-a înmânat și nu știm, na. Fraților, în seara asta e nebunie, avem sezon nou. Da, asta așteptăm. Avem swap-uri noi, o să tragem pentru Maldini. Pentru toți băieții care vreți să aflați cum joacă Maldini, săptămâna viitoare o să-i facem un review pe live. Pe live. Și tu, nu, tu doar e din București. Da, mai vine, așa mai. Vine la turnee. Aia zic, atâta timp, păi nu se înjură, mă, nu se înjură. De ce ți-e frică de Maldini? Că... e middle-ul, nu? E așa, da, e puțin. Maldini. Da, și ce altceva să-i. Dar nu, dar nici nu avem... nu, pe Maldini să mai avem un icon. Păi, ce încercăm, nu? Scoate capul pe fereastră. Frumoasă-i vecina noastră. Scoate capul pe fereastră să-i văd. E frumos, drag și luminos. Da. Să-l iau pe Kaka, nu merită Irina.
E slab. Momentul, dar dar nici ăla, nici ăla, nici ăla, nici ăla. Nu merită luat Irina. E slăbuț. E mare in-game și e greoi tare. Nici nu știu cu cine să ți-l compar. Poți să iei Zora. Da, Zola e mai... Prime Moments, ăla e bombă, Zola Prime Moments. Da. Asta e de la Swaps. Nu merită luat ca. Douglas. Douglas. Petit. Nici nu mai știu, hai să ne uităm la Swap-uri rapid. No. Că până la 8 avem timp. Să-l iau pe Budescu, sigur, sigur. No. Îmi va pe flashback e peste... Football Day e peste Arnan Prime. Bă, n-am jucat cu Prime-ul. Cât e? Dar e posibil. Peste Prime nu cred, dar peste Middle sigur e. Ce? Douglas, frate, Douglas, mă. Douglas sau și ăsta? Ian Rush are 5 la weak foot. Da, e decent, dar cred că mai degrabă Douglas. E mai agil. Adică nu știu, Douglas, aș zice eu. Eu vreau să încerc pe Gullit 86, nu merită Game of Friends, nu merită Gullit 86. Mai bine e Cante Gold, așa. Sisoko Gold, deci nebun. Nu merită. Foarte mișto, Irinel. Și un alt prieten al nostru. Da, și da, unui tovarăș de nostru i-a picat blank. Și mai avea Van Dijk tot, i-a întreit în echipă și David Luiz flashback. Și a făcut formație cu 5 fundași și l-a urcat pe David Luiz CDM. In-game. Ce trebuie să fac pentru mod? Să fii activ. Activite, comunite, mentalite, fraternite, la liberte. Adică. Trebuie să fii activ. Avem oameni aici care sunt din prima zi cu noi și încă n-au primit moderator pentru că nu au cerut. Sunt foarte mulți moderatori deja pentru chat, pentru cât suntem noi, suntem abia 15 persoane pe live și avem numai 33 la de like. Alberto, care Alberto? Carlos Alberto, capita. Aia, e bulan, mă. Păi ce cauți aici, că aici e canal de ghinioniști. Eu ce am făcut pentru mod, ne-a enervat prea tare. Dar o să ți-l scoatem, stai liniștit. Ia da să-i scoate moderatorul. Tacian Mihai. Ia uite, a picat Carles cu capita mide. Bă, gamia-aș gura ta. Noi, și nouă ne-a picat și Rere Guardiola și Pires. Noi jucăm cu echipa asta. Cancelo. Cancelo e mai mult ca și capitan. Hai am un cont cu Mata. Mafiot, te-am ajuns la 35. Bine, minte, nu-i problema. Bă, nu știm ce să facem. La 8. Până la 8. Vreți un review? Un membru? Dar nu review, review-urile sunt doar pentru membrii. Păi da. Dacă cineva vrea să-și arate echipa pe live, vă arătăm. Adică dacă vreți să vă lăudați cu ce atacați Weekend League-ul ăsta, o să vă arătăm echipa pe live. Dar o lăsăm chat-ul să vorbească despre ea. Noi nu o să dăm sfaturi decât la membri, așa ar fi corect. Adică avem în secțiunea de membri review-uri pentru echipe și ajutăm cu construirea echipelor doar membrii. Trebuie să facem o partajare. Dar dacă vreți să vă arătați echipa, să vă lăudați cu ea pe live, faceți un link pe Footbin, dar nu faceți de alea cu full toti și full Icon Prime Moments numai la vrăjeală. Vrăjeală. Lăma Cristinuș. Da, buți? Bro, am găsit Blank Prime la 500k bid. Îl iau la 7... Bă, dacă poți să... Îl iau la 7.55 înainte să pice serverele. Bă, ar fi o treabă, Andrei. Uite, Andrei știe cu ce se mănâncă când pică serverele. Da, noi avem 3 stric. Noi n-avem bani. Suntem chei în club, 35 de like-uri, vă mulțumim mult, fraților. Așteptăm ora 8, e 7.20, mai sunt 40 de minute. Bă, ce așteptări aveți de la Team of the Season-ul ăsta? Le-a picat a doi tovarăși de-ai mei, Neymar la roșu și Mbappé pe care îl aveți și... Unii au și noroc, Irinel, nu noi. Te ură la mulți ani, Claudiu. Mersi, Claudiu, nu, când am auzit din Neymar și cu Mbappé ăla, deja nu mai... Am văzut negru. Te-ai scurtit? Pachia, eu și noi am dat pe 1-6-7 milioane aproape. Este-o? Mamă! Cum am toți, ăla-i. Aia cu 100 de like-uri. Greu, că e greu. Păi eu că o să-mi pice toți din restul mai the world. Și voi, Gucci Game Bă, e foarte posibil. Nu mă înșel, m-a etichetat într-un story. Puteți voi, da, game, deschidem la 8. Dă-ne și voi share. Game of Friends. Dă-ne ad pe PlayStation. Dă-ne ad pe PlayStation. Și dă-ne SharePlay, dar la ora 8 dă-ne. Bine, la 8 și 10, ca să avem timp să vorbim un pic despre Team of the Season, să prezentăm, să arătăm jucătorii pe live. Da, suntem în izolare, Irina. O să, deci la 8, când pică toate serverele astea, așteptăm jumătate de oră să-și revină serverele, după care o să vorbim un pic despre obiective și despre, sigur o să apară niște obiective da, interesante. Vreau să mă uit. Sezonul vreau nou. Vreau să văd la Icon Swap cum se fac, eu vreau să trag cât mai repede, fraților, după ce v-am pe PlayStation. Ok, ok. Păi să ne inviți în parte atunci la ne inviți în parte. Game, noi o să intrăm, ne dai share play și o să deschidem pachetele și să sperăm că o să-ți dăm un jucător foarte foarte. Acum în FIFA intrăm pe modul try hard.
Cât e team of the season ăsta? Ne antrenăm. Sperăm să facem și noi 20 de victorii. Bă, 20 probabil că le scoatem. 23 mai noi. Eu cel mai mare jucător tradable prins a fost Luis Felipe Fischer Stars. Mamă, nasol, nasol. Nu pot să mă plâng, mă. Ne-a picat Messi, Shapeshifter, Mbappé, Cancelo ăsta de două ori, o dată tradable, o dată untradable. Da. Două iconuri, bine, ieftine, dar două iconuri și cum poate, și Lewandowski, și Lewandowski. Și Lewandowski. De 400 ca nu ne putem plânge. Apropo, la mulți ani celui din descriere. Păi el e cel din descriere. Seamănă cu el ăla din descriere. Auzi, hai, genau. Hai, zic. vreau ora 8. Vreau cu izoleta. Păi sună, mă. Mai pot cu ora 8. Vreau să mai spamez. Aveți emoții? Apropo, nu vreau să vorbesc, că mi-e rușine. Nu e problemă Game of Friends. Nu trebuie să vorbești. Stai liniștit, dai share play. Intrăm acolo. Dacă vrei le deschizi tu, nici nu le deschidem noi, dar dacă vrei să se vadă pe live, știi? Mie Hagi Prime Moment cel mai scump și Messi. Hagi Prime Moment și Messi tot e untradeable. Bă, la revedere, băieți, ăsta a fost live-ul. A, zice ceva Messi șef și tări trei minute. Nu mai. Bine să înmulțim, mă. Când luați-mă. Tot doi suntem Dacian. Tot doi suntem. 41 de like-uri, fraților, vă mulțumim mult. Hai să ajungem la 50, sunt sigur că se poate. Thanks mother of my life. For my life. For my mother, for my life. Îi mulțumești, mai cât e pentru viața ta. Bă, fraților, se aude muzica pe live, ia vezi. Că am dat-o mai încet și nu știu. Aude, totul, perfect. Suntem plan vieții. Am zis că gata, 10 ani de FIFA. Bă, dar am văzut o postare azi pe Twitter. Și-a postat Crassi, sigur știți pe Crassi cu toții. Focus Crassi. A postat Crassi un clip cu cele mai bune pachete ale lui Team of the Season de anul trecut, din anii trecuți. Și-a postat unul, i-a picat din 2 player pack, din 3 player pack, și că erau la SBC, vă fi și anul ăsta, sigur. Ronaldo Totti. Și a zis, cred că gata, s-a dus cu norocul meu. Și a zis Crassi, păi frate, după pachetul ăsta abia fiul tău mai bun noroc la pachete dacă... Mai și noi după Messi și Shifter. Oho. Da, nu ne-au mai dat decât Mbappé, Lewandowski și Cancelo de două. Da, John, nu ne-a dat. Da, vreo lună a fost secetă gravă. Am avut pe opening-uri fără borți, da? Fără borți. Ne-a băgat în carantină, în viața. Am văzut videoul. Deci știi, da, sigur știți cu toții, băi, hai să fim serioși. Băi, eu l-ador pe Crassi. Fraților, dacă sunt printre voi persoane noi și dacă vă place ce vedeți de noi. Da. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Share. Dați subscribe, like, porniți share, notificările, clopoțelul ăla. Să primiți și voi notificări, că nu prea se duc notificările, că noi suntem puțini. Bă, am păcat. Așteptat 10 minute, mă, să-mi primesc o notificare eu. Suntem puțini și YouTube-ul nu prea ne bagă în seamă. Dar închide un pic, te rog, datele. Da, ca să nu mai primești. Sau dă volumul de tot la... Să nu mai aude. Tring, tring. Da. Dacian Mihai egal VC, bine spus. World Champion. Salut Bogdan, salut. Bine ai venit pe canal. Game, eu îți mulțumesc. Cristi, mersi de fost. Ce frumos, ce relație între comunitatea noastră și noi. Nu mi-ați răspuns ce așteptări aveți de la Team of the Season-ul ăsta. Păi, eu am 35 de pecuri, prin ceva. Să sperăm că da, să zicem că da, să sperăm că nu. Să sperăm că da. Nu ne-ați deschid acum. Sunt de mult pe canal. Dar nu, că noi îi salutăm pe toți, așa îi salutăm pe toți când devin. Bine ai venit pe canal. Eu le primesc pe telefon tot timpul, notificările, da. Dar nu sunt mulți. Probabil că măcar ceva clopoțel de 100k, bă, să sperăm că va fi ceva peste 100k. Bine, Piqué, dacă Piqué a 80 pace, pentru cei cu drobe. Că Piqué a fost OP, frate, la prim, foarte OP. Dar știi care e faza, dacă Piqué a 80 pace, cei care joacă drobe vor fi zei cu Piqué în apărare, că ăla s-a apărut singur. Sau Boateng la pe Germania. Fraților, am văzut niște predicții. Să sperăm că pică cât mai mulți. Bă, da. Să sperăm că va fi avalanșă. Bă, sper să dea drumul și John la drop. Da, nu, asta nu o să fie prin la sfârșitul lui iunie, cred, la jumătatea lui iunie. O să bagi toți în pachete și o să de ce să bagi chiar toate. Cred că 70 plus. Așa zicem și noi. Dar nu cred că îi dau 80. Eu zic 75 maxim. Cum 76 dacă Florinel Coman trebuie să fie acolo. Vedem dacă apare Florinel Coman. Bine, bă, ați văzut ce scria în descrierea, nu, în subsolul postărilor de pe site de săptămâna trecută când am votat cu toții. Ei poate să facă și echipa. Și eu, Andrei, eu când joc drobec, parcă nu se mișcă jucătorii.
Oh. La mulți ani bunicului. Mulțumesc, fiule. Nepoate. Să sperăm că nu pică serverele la 8. Băi, eu atâta vă zic. Să nu fiți într-un match la ora 8, pentru că sunt șanse de 99% să pice. Nu, de cam de 2 ore până la pirat 12 nu jucați. Când se bagă? La ora 8. La ora 8, în jumătate de oră, Bogdan. Încercați să nu vă spargeți creierii cu jocul. Să sperăm, așa, deci voi sperați să pice cât mai mulți. E bine e fără FIFA, te cred. Ce cu... Deci, așteptările mele de la Team of the Season-ul ăsta, cu season-ul ăsta nou, nu Team of the Season, sezonul, aș vrea ca unul dintre pachete să aibă, pe la un nivel înaintat, 25-27, un Team of the Season garantat. Ce zici, Dacian? Că zici ce? Nu mi-a trimis nimic, Dacian. Primul weekend league fără FIFA, intru în sevraj, deja tremuri un pic. Îl văd acum. Eu nu am pachete. Paul. Dacian, Paul al meu. 299 de meciuri abia, mamă, deci noi am luat Ultimate pe cu ăla din noiembrie, mă, mâncă. Așa e, Dacian. Da, zici. FIFA. Nimica, ce-mi dă la picuri pe la viitoare? Ce prind joi la picuri? Cum prind eu joi la picuri că nu prind nimic? De când m-a apucat cu Mario Kart, am timp să fac 2000 de puncte. Asta face, să-mi fac piciorul. Ceva filtru de la snipe? La 8 vedem. La 8 vedem. Vedem la 8 ce SBC-uri apar, acum, dacă apar. Acum știu am că scumpi ăștia, cum îi zic. Ce echipa e? Arată echipa lui Bogdan Iacob să vadă echipa. Echipa noastră intergalactică, intermondială, interputernică și fantastică. Cea mai echipă, cea mai echipă. Griezmann la picuri. Bravo, bun. Bă, bravo. Măcar tu. Echipă. Bă, cardul ăsta e fenomen. Băi, și vreau aici portocaliu, mă, să pun o patru. I-a dat adversar cu echipă cu 80 chemistry. Bă, totuși să ai grijă. Ce vrei? Aici, portocaliu. Da. Măcar, nu o să avem bani. Dar dacă l-ar da roșu. Fraților, deci. Acum arată da, alea crede-mă, roșu, e gen. Foarte bun Militao gol. De mai bun decât Rio Ferdinand, e bombă. Avem aici, frate, uite-l. Așteaptă, dar nu-i... Nu își face treaba, nu se antrenează cum trebuie. Nu convinge la antrenamente Rio Ferdinand. Nu știu, am doarme pe el. Fraților, deci, așteptările mele. V-am zis, vreau un pachet pe la level 25-27 care să conțină garantat un Team of the Season, ca să avem motivație să tragem pentru puncte. Vreau ca ultimul jucător să fie un jucător decent, care să poată fi end game, chiar dacă va fi un fundaș, un LB, un RB, un portar. Cum ar fi un Ter Stegen negru, cu ceva special pe el, știi? Da, sau... Un card bombă, pentru că sezonul vom încheia peste 2-3 luni. Ce bănuiesc eu că o să fac, o să bagi multe iconuri long, așa, din aici în zi. Ceva de genul, altfel nu știu. Așa, aștept un Team of the Season player la obiective ceva decent. 28 de minute nu mai pot, sunt sevraj. De ce se fac atât de multe? Păi ce turnee se fac? Că nu s-au mai făcut de mult. S-a făcut ăla când a fost Tudor ultima dată. La FIFA, în afară de ăla, și a mai fost unul... Și că era da, pe la Facebook. Happy Print ceva. Ceva de genul, în rest eu n-am văzut, n-am auzit. Dar tu ne-o puteți să faci și noi, dragă. Stai puțin, ce așteptări mai am? Aș vrea, în mod special, și chiar în mod direct. Cum era, bă? Cum vorbește el, frate? Prin puterea care mi-a fost conferită de galaxia superioară, Andromeda. Cer toată, tuturor ființelor vii și funcționale. De ce nu faceți? Dar avem bani. Dar nu-l luăm. Îl avem untradeable pe Ter Stegen ăsta. Frate, 1-0. Aia zic. Ce vreau? Aș vrea ca... îmi cer scuze de cacofonie. Cartonașele roșii, premii de la Foot Champions, să aibă auriul ăla pe ele, mâncava-și gura voastră. Să fie, știți cum au astea albastru pe ele și au spărtura aia cu aur, pe aia cu auriu. Aș vrea să fie și pe roșu așa, că am văzut pe internet concepte și arată super bine, băi, super bine. Ar fi bombă. Mai avem jumătate de oră. Intrăm în sevraj, nu se poate. Trebuie să ne umplem timpul cu ceva în jumătate de oră. Vreau să vedem, squad. SBC-uri faci chiar. N-ai jucători. Îți vai de capul meu. Mie mi-a picat trește gând de la Weekend League. 2-0, script, iau. Bă, ai noroc, Bogdan. Nouă, nu te mai băga în meci. Nouă nu ne-a dat nimic roșu utilizabil. De la... Ne-a dat TS. Nu, TS ăla care a intrat în primul și a jucat o perioadă. Da, TS de 87. Dar noi nici anul trecut n-au niciunul roșu care să jucă. Am avut Werner. Nu, bă, nu Werner.
Ibrahimovic, Team of the Season. Da, Team of the Season. Dar da, știți când l-am prins pe Ibrahimovic, Team of the Season? Când la s-au final. Băgat toți, da. Când s-au băgat toți iar la final. Era, nu mai jucat nimeni FIFA, numai noi. Era numai noi pe FIFA, nu mai jucat nimeni. Din Silver-ul nu ți-a picat, dar așa de pică, mă, mereu. Ce? Din Silver-ul nu pică mereu așa. Bă, fraților, deci am niște emoții. Emoții, nu știu, simt așa că parcă vine Crăciunul. Voi nu? Simt așa că parcă... Păi, parcă mă cuprinde ceva. Băi, o stare de bine, o fericire interioară. Ter Stegen 92 e bullshit. Bă, mi se pare că și nu știu, cred că au făcut ceva lui Ter Stegen. Parcă nu mai apără cum apăra la început. Acum mi se pare mai pe Ioris, Van der Sar, Alisson. Nu știu, când dau de aia îmi dau teroare. Are ola. Sau Donnarumma, cât mi-a scos în meciul ăla, Donnarumma gold. Mai ții minte? Da. Ter Stegen face greșeli. Am avut 12 cu 6. A, deci aveai șanse și mai sus. Bă? Ce scuze, frăților. Azi nu știu cum uite nu, astăzi nu cred. Vă recomandăm să nu jucați niciunul din voi Weekend League azi, pentru că sigur... Sau doar după 2-3 dimineața. Da, sigur se va mișca foarte prost. Ioris e foarte după... Așa zic și eu. E foarte bun Ioris. E și ușor de linkuit. Păi, știi cum ar intra în echipa asta frumos Ioris? Ai adus Van Dijk, schimbi, bam, pui Van Dijk aici, ca să arăt și pe live, eu arăt. Deci, facem așa. Am pus aici Van Dijk, aici Ioris. Ce țățări bănți? Van Dijk toți. Sau poate ne dă Van Dijk toți roșu. Băi, anul trecut știți că SBC-ul ăla, mă. Player of the Year, da. Da, anul trecut nu mai face. Dar l-a băgat tot așa pe final și SBC-ul ăla. Ba nu, n-ai ce Team of the Season. Nu, Cristi, ce vorbești? Erau ieșit toate cardurile. Nu știi că s-o sunt cap, aduți aminte că era... John, era înainte de Cristi, era cardul lui de UCL, Road to the Final. John, nu ți-ai minte că l-a băgat. De ce nu l băgați pe Ferdinand? Pentru că e foarte slab. Foarte seama. Și când l-au băgat pe ăsta și după aia au zis, bă, oare i-a vrut să nu ăla toți a lui? Și nu a luat-o, a fost apel ca cardul ăsta. Asta era discuția. Ar fi bunul Diego Carlos. Nu. Avem Militao Road to the Final, vrem să luăm. Dar avem așteptări mult mai mari. Fraților, uitați-vă la ultima săptămână de performanțe a acestor jucători. Păi și am jucat pe un delay. Mbappé. Am ajuns în divizia a treia cu greu. Ziua. Mbappé. 67 de meci. Dacă se aveți... combină perfect. Păi dacă aveți 5 milioane, luați-l pe ăsta. Douglas Costa. Foarte bun. Bă, foarte bun ăsta. Foarte bun Douglas Costa. Și-l jucăm în bandă. Neymar. Deja știți. E bombă. San Maximin e foarte, foarte, foarte bun și ăsta e, băi, atât de mișto San Maximin, nu poți să ia mingea, mă, nimeni. Deci se învârte din analog exact cum se învârte Messi. Și pe delay. Da, exact cum se învârte Messi. Doar că are și 5 skill-uri și 5 weak față de Messi. Și work rate-uri. De asta cardurile astea, food birthdays come in game. Da, noi nu credem că bravo, o să schimb. Bravo, game. Ești forță. Nu cred că o să schimbăm ceva în atac, poate doar un Neymar mai bun. Nu știu, își fac treaba, mă. Doar, adică toți au 5 cu 5 și asta ne încălzește pe noi foarte tare. Doar dacă ei să apară ceva modificări din partea EA, dar n-au făcut treaba asta niciodată, să dea și cardurilor Team of the Season upgrade la skill mode și weak foot. Dar nu cred. N-au făcut treaba asta niciodată. Ar fi culmea din partea... Deci dacă ar face treaba asta, știi cum s-ar duce marketul în jos? Deci, da. Se duce Mbappé să-mi trei milioane. Dar nu odată, John. Odată doar la Winter Refresh. Și acum, la eventul ăsta, în rest n-a schimbat. La shape shifter și ți-l-a dat, position schimbat, change. Pozișnurile și piciorul, da. Da, dar nu dat plus. Da. Team of the Season nu are, cum frate, păi atunci o să-l faci pe... Dacă mai faci un Mbappé de la Team of the Season 5 și îl dai în 10 milioane. Varane 87. Ne-am gândit și la el, dar e un pic mai scump. E mai scump, n-avem bani de el. Acum. De Militao am avea, mai trebuie 15k. Dar e foarte bun și Varane ăla. Am jucat cu el și ne-a plăcut mult. Dar nu știu, parcă e mai bun Militao. Dărești cuit! 4-0 și nu iese. Bă, vezi ce am pățit el, ai grijă, i-am luat disconnect. La 9-0. Avea fratele meu 9-0, ieșise ăla din meci, nu mai juca. Și fratele meu stătea și se uita pe telefon. Și i-a dat disconnect, că a fost inactiv. Nu știu ce, băga mea și picioră. Deci ăsta are 13 goluri, 22 de asisturi, ăsta are 19 goluri, 23 de asisturi. Și când era în față Douglas, da, și acum n-am mai învățat. Da, asta și-o revenit, dar trebuie să înveți. Eu l-am din PEC pe Varan. Bă, ce noroc aveți, mă. No, nu ne dăm nimic să băgăm direct în echipă, să nu mai trebuie să... Bine, ne dată ăsta. Hai să nu. Singurul care e în al 3 de vă și putem să...
Excel Gulit să luați pe Militao. Ești amuzant. Bă, dacă exact din Quick Excel. Păi nu, că ne mai rămân bani. Luăm și luăm și niște fitness. Fraților, Gulit din poziția de CDM, 14 goluri și 15 asisturi. Eu zic că e decent, e mai mult decât. Ce mii de loc. Cristi, las pe tine un pic ziua ta să mai vorbești cu băieții bam bam bam. Eu vin la 8. Mă duc să stau un pic. Îmi iau energie. Dă-te la o parte. La mulți ani, Cristi, salut băieți, salut Florin. Dă-te la o parte. Seara, să-mi trag pantaloni în jos, că nu pot să apară așa indecent pe live. Am pantalonii ridicați până la genunchi, fraților, îmi cer scuze. Salut Florin, mulțumim, te urare. Ați rămas în compania mea. Bă, nu prea am dormit bine aseară. Că aveam emoții, că e ziua mea, că e... Știți voi cum e înainte de ziua ta. Bă, și mi-e atât de somn. Dar nu mai pot. Nu mai pot. Mamă, ce e echipa asta? E o echipă muncită. Și se poate și mai bine, mă. Vrem aici, vreau portocaliu aici. Chiar cât mai e oare portocaliu? Cât mai costea să vedem pe piață? Dar na, până strâng eu bani de Neymar pe ăsta portocaliu. Poate ne dă ceva în pachete. 2, 3, cât e? 4? 4 milioane fix. Da, cred că. Bagă un Florin seara, nu pot, Bogdan e ca aș băga. E 4 milioane fix ăsta, mă? Acum arată ăsta și portocaliu așa frumos. Ce ziceți? Următoarea achiziție după Militao sau... Dar nu știu, Maldini? Chiar o să testăm și Maldini. O să avem, bă, oricum pe CB sunt multe variante. Îi testăm frumos. Florine, tu ai dat like? Unde e Maldini? Să-l vedem un pic pe statusuri. Așteptăm ora cu toți. E Maldini. Da, Florin, 5 cu 5. Bogdan, cred că Militao are o tot de fanele mai bun ca Varan Gold. Și Varan second in form, n-avem bani. Din păcate. Mersi, Florin, mersi. Asta ce ziceți? E atât de slab? Nu cred că e slab. Agility cu balance, 60 cu 60. Accelerație 82. Defense 95. Eu zic că e bombă asta, mă. Mersi, Radule, te pup. Băi, eu zic că e bombă asta, mă. O să-l facem și-l încercăm. Îl încercăm direct. Băi, eu zic că e bombă, mă. Cred că e bombă și ăsta. Dar nu știi nicio problemă. Nu știu. Băi, eu acum am văzut 95 de Fendi. N-arată rău deloc, n-arată rău deloc. La lung, pas are 38 în cațele. Dacă dai o pas pe el, te dă pe el și te-ai dus. Da, îl facem, îl luăm, îl testăm. Îl testăm, fraților, că n-are cum. Bro, nu pot face prea mai compact. Mersi, Bimilian, de ce nu mai poți face? Ce ai făcut? Să-l iau pe... Păi ce son ai, Florine? Că acolo e buba. Campbell ăla e prime. Dacă l-ai prime, lasă-l. De ce? Tu ziceam încă să-i mai dau un pic de... agresivitate, cred, Florine, nu? Nu, game. Stai că văd acum. Dar cred că shadow pe Maldini, așa și... Ia, agresiv. Nu, are 79, e ok, mă. Așa și la... Cum se cheamă, la... Rio la fel, noi am avut shadow și am dat ancora că nu-l simțeam cu shadow deloc, frate. Dar prima dată să-i dau un shadow la Maldini. Ce să te calmezi, Emiliane? Calm! S-a băgat nou Cojo la 8, salut! La 8 bagă și Team of the Season și sezon nou și... ce mai bagă? Bagă SBC-uri, bagă obiective, bagă de toate, fraților. La 8 avem... Avem activitate.
Da, Florin, se bagă, deci se bagă așa, a doua parte și ultima din tokenuri, dacă nu mă înșel, 17 minute, mamă, panică, 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 că nu mai pot. Ce mai bagă? Hunter și Jos, să vezi ce pică. Băi, eu încerc să nu ies din Ultimate Team, că nu mă mai bagă, rămân aici, dau refresh, până dau refresh, nu mai ies din Ultimate Team să văd loc din screen, că nu mă mai bagă. Am făcut 50 like-uri, mersi mult. Deci eu așa zic, fraților, să bag așa tokenuri, obiective, sezon, toțuri, 4 bucăți, fac probabil că și SBC-uri, 5 bucăți de content, avem, o să fie mișto. Ba, ar fi mișto, uite leac, ar fi mișto să ne bate aici, frate, bă, fă-l greu, mă, fă-l greu să-l facem, dar bagă-ne aici un Kent, mă. Ați văzut predicții cu Kent? Băgați-ne aici un Kent de la bombă. Ia uite, uite leac, stai că bag și eu. Bag și eu, dacă și eu nu-s membru, stai noi aici. Haide! Ce toți bagă acum? Păi ăia pe care am votat, n-ai fost pe live, Florine? Era la Casemiro, Busquets. Cam așa, ce mai bun nu prea sunt. Simon ăla 4 cu 5 e bun, care a avut și car footmas. Andrei nu vine? Care Andrei? Care Andrei Emilian? Eu îl fac pe Obermars. Nu merită Bogdan. Nu merită, nu e bun. N-are ceva. N-are ceva Obermars. Cristi, bă, am investit în familie, să zicem așa, game. Am investit în înapoi, am dat înapoi la mamă. Am 25 de pachete, sper să pice ceva. Și eu sper. La tot să pice mama, că e un team of the season. Gomiza a fost deja liquid. Ia să caut. Nu l-a băgat oare și știți că îi bagă înainte. Stai că îl căutăm. Pe frate-mi poate. Eu nu ți-l cheamă. A fost, revine la 8. Gomis. Nu l-am aici, nu e. Voi ce lucrați? Eu lucram în mall. Eu sunt Alin Buzatu, te pup, Alex. Bagă like. Crede că ai că e bun? Nu. Nu. Nu e. Stai că hai să faci de Dalglish, că Dalglish e bun. Deci Crede că nu e. De asta, bă, fraților. De asta Crede că e 7. Încercați? Să luați și din punctul ăsta de vedere, bă, cât e icon swap-uri cere? 7, nu e bun. Nici Gattuso, la fel Gattuso, 7 swap-uri, nu e bun. Încep să fie bun, cam să ai un pic. E pe aici încolo, stați să vă arăt. Deci e și după număr, de la Maldini încolo, să zici că-s decenți. Dar nu e bun, în bandă mai bine ei duc la școsta și e 400.000, 300.000. Și e bombă la footbirdie. Kaka nu e bun, nu e bun pe nimic, nici bandă, nici cam, nici striker, nici nimic nu e bun. Dalgish e bombă, striker, e un striker, am jucat cu el, cu ăsta mid, e bombă, fraților. Am coleg, facem Aldin și în pec Roberto Carlos, foarte mișto, Alex. Sau Alin, că ești Alin. Kaka e slab, da, e slab. Rush ăsta am văzut că, băi, decent. Și nu arată rău, chiar e bun, e un fel de Dalgish. Dalgish e Ronaldo când era mic, nu, Dalgish e un fel de Son. Un Son cam de 90, cam așa e Dalgish. Son de 91 e peste Dalgish. Cum mai vrei tu, Aline, că nu mai, Alex, gata, Alex. Pacale skill moves, asta și la mine, anul ăsta skill moves, frate, un elastico. Uite, ăsta e bun. Ăsta, dacă vrei un striker de la, dacă e skill-ul ăla topor, să dai bombe, ăsta e. Ești puternic. Ești nu arată, dar în game e foarte puternic. E bombă și ăsta. Dar vezi ce sunt peste Ruiz. Păi asta zic și eu, dar te-am zis până în son de 90. După aia son 91 e mult peste Darvish. Din punctul meu de vedere. Darvish mid. Că Darvish prime e peste son. Son mai are și o pasă. Parcă e un pic mai... cum să zic eu, un pic mai... forțos așa, mai mare. Petit ăsta e foarte bun pe CDM, frate. E bom, e un fel de Kanté
cred că cantez Shape Shifter, cam așa ceva, pe acolo. 12 minute, mamă! Maradona. Pe Maradona cred că l-ați văzut acasă, fraților, e bombă. Am Maradona Prime Moments, low neo. E foarte bun. Ăsta e bun de TBC. Nici al mine nu arată radele, nu știu de ce. Bă, Cannavaro ăsta, dacă ai stil... Bă, am jucat cu Cannavaro la drafturi. Bă, și nu cu ăsta Prime Moments. Dar am văzut la mulți că, bă, că nu e bun Cannavaro, că nu știu ce. Bă, ăsta, dacă ai pus tehnic cu el, ți-a mingea, mă. Și am jucat cu Cannavaro Prime cel mai bine. Prime Moments am jucat cu el. Deci ăsta mie îmi place maxim. Ăsta nu mai ai ce discuta, dar uitați-vă la asta, mă. Păi ai pus un tehnic cu el, ba, mai lua mingea. E posibil, Alex. La cum ești, fă, e posibil. Ce nu e bun game, ia zi-mi tu mie. Nu e bun, nu e decent. Când poți să te ții de adversar. Că e mic și e și agil. Bă, mie îmi place Cannavaro. 8, sigur, pică serverele. Păi eu încerc să nu ies de pe ele. Ca să nu pice video, mă, încercăm. Carincea nu-mi place. Nu-mi place din nicio culoare. Nu are ceva, nu știu, nu-mi place mie. 98, def, ați văzut. Cu ăsta dacă ai pus un tecling, v-am zis, bam, direct pe el. Are la tecling, uite. Flight tackle, 95, mă. Îl iubesc. Pe ăsta eu aș pune ancoră, n-aș pune shadow. O ancoră aș pune pe el să-l facă și mai agresiv. Deci pui o ancoră pe el și te-ai dus. Carincea preferatul meu, Alberto e cel mai bun pe postul lui, din punctul meu de vedere. Cel mai bun. E ce trebuie, n-ai ce să... Bombă. E bombă, e... E acolo, e stabil, numai că e un pic așa, cam imobil, puțin. Pe stilul meu de joc îmi place mai mult Cancelo. Chiar mă bucur că mi-a picat Cancelo ăla... Food Birdie. Zidane... Bă, ăsta de 91... E bun, e ce mai atât. Jepcare l-avea, pe cine? Pe Garincea, nu? Sau pe cine? Sau pe Carlos ăsta? În echipa aia bombă? Parcă da, nu? Dacă e în echipa aia bombă, înseamnă că e in game ăsta. Cât de bun e Mbappé pe cam gold, deloc bun. Nu e jucabil pe cam, nu e jucabil Mbappé. Să zici doar ăsta că e jucabil, atât, pe cam, care 5 cu 5. Eu îl mai cobor, deci eu pe minutul 70 îl cobor pe el cam, îl scot pe Neymar și îl pun pe Benedict Striker sau tot, na, in-game, înțelegeți voi. Voi ce lucrați? Păi ți-am răspuns, Dragoș, fratele meu e fotograf și eu lucram în mall, dar acum nu mai pot să lucrez. Ne arăți custom tactics? Sigur că da. Deci eu joc cel mai mult 4-2-3-1, balance cu balanced. Aici mai sus ca să stăm peste adversar, dar pe delay te prind rău. Deci pe delay încercați să jucați... Nu știu ce să jucați. Drawback. Ce caută Militao? Păi bun Militao, Alex, e mai bun ca Rio Ferdinand. Ați văzut aici. Și aici la fel să avem cu cine combina. La instrucțiune aici avem safe forward pe Mbappé. Safe forward și... Oh, Lyon, mersi de sal, frate. Mersi. Respect. Pe Neymar, stay forward și get into the box ca să ajute acolo. Pe ăștia, get into the box. Și atât. Pe Gullit, balance cu cover center. Ăsta cu stay back și cover center și benzile stay back. Atât. Simple, mă. A, și să vă mai arăt ce mai am, nu? Mai avem 4-2-3-1 în caz de... Încercăm să recuperăm, să întoarcem scorul, cam asta e formula. Și avem aici, la instrucțiune e important, balanced, cover lap și balanced, cover lap, balanced și balanced, ăsta cu stay back, și aici tot stay forward, dar încercăm să stăm pe adversar cu formula asta. Aici, când joacă adversarul 4-4-2, asta încercăm și noi, să contraatacăm, că dacă cu 4-2-3-1 nu prea poți să joci pe 4-2-2, 4-4-2. E complicat, frate, parcă stă peste tine. Ei, și încercăm și noi cu ăsta. Și e ok. Pe Benz stă și urce și să și coboare, dar cam obosesc, asta e problema.
Și cum să vezi echipa prietenului tău? Da, parcă. Cum era? Știam ceva, dar nu mai știu. Și mai am un 4-2-2-2, dar nu prea joc, nu-l simt. Și am văzut că foarte mult joacă, de asta am făcut un 4-2-2. Eu am în apărare Pereira, Shapeshifter, Varane, Hernandez, Flashback și Semedo. Cum bă? O foarte OP. Pereira la mi se pare tare rău. E un fel de capita. Pe fizic, din ce am jucat eu cu ei. Deci din ce am simțit eu. Cât mai avem, mă, că e panică. 6 minute. 6 minute! Ce vreau să vă mai arăt? Vreau să vă mai arăt ceva, dar nu mai știu ce. Ce vreau să vă mai arăt, fraților, că nu mai știu. Ah, cu prieten cu asta. Stai să văd. Cum era? Cum era, mă? Vrei să scapi de te... Bă, Florine, din punctul meu de vedere, am jucat cu... Cred că tot cu al doilea inform am jucat cu al lui Teres. Yes. Salut, Mihnea, salut. E mai bun ca... Adică pe stilul meu de joc e mai bun ca Sandro. Florinel! Să sperăm că-l bagă, dar nu cred. Bă, mi se părea... Plăteai o pasă cu el, se întorcea mai bine. Mi-a plăcut mult, Teres. Probabil o să fie... Să vedem, dacă o să avem bani, da bine, doar dacă pică, o să-l băgăm în locul lui Sandro. Dacă ne pică Teș Team of the Season, îl băgăm direct aici, nu stăm. 5 minute. Am! Dar prima schimbare aici, Road to the Final sau Maldini, că nu sunt atât de mulți bani. Dacă ne place Maldini, salvăm banii. Și aici, Headliner. Arată bombă. Arată mai mișto, o să arate echipa cu ăla portocaliu. Dar mai să avem bani. Epi, panica! Panică. Hai că vin, mă duc și eu să mă pici, nu mai bun. Nu mai pun! Am panică, Armin! E panică. Îi panică. M-am 55 de like-uri, bă, dar... Ia, stați așa, deci, cum i-a spus, răspuns el. Voi cât ați scos cel mai mult? 23 de victorii. Practic, elite. Salut, Mihnea, te pup! Băi, dacă e vreunul printre voi pe care nu l-am salutat când a fost la din aur, să știți că vă salut acum. Da, mă, pești triunghi și vezi echipa. Ce? Nu știți? E tradable Neymar? Da, e tradable. Tradable. Cât e ceasul, mă? Cât mai e? 4 minute, 4 cereri de prietenie primită, ia vezi. Avem cerere de prietenie primit. De la cine? Nu mă satur de iubire. Răzvan. A, eu fost mai corect. Nu vedeam mai echipa. Apeși până lunghe. Mai merge? Nu știu dacă. Salut DJ Clatu. Oh, dă-i moderatorului DJ Clatu. Da, cine e? YouTuber, mă. Dați-i bani. Cine-i, mă? Am intrat eu, nici eu nu intrat? Nu știam nici eu pe DJ Clatu. Da, se caut. Bă, nu ți-ai făcut reclamă, ce ai făcut? Deci eu te-am găsit așa, Mihai n-am, mi se pare că ți-a dat un share. Te-am găsit. Dar mi se pare foarte mișto, adică e super mișto. A, gata, l-am găsit. Da, mă. Ia, vezi, mă. Uite, ți-ai dat numai așa, că tu îți dai seama așa din om. Dă-i pe un live, să vezi, deci mi se pare super. Eu îmi dau seama din umbrei, vă arăt. Da. Despre ce vorbim. Mi se pare super. Profi. Auzi, băi, bună dimineața, băi, DJ. Nu că-l pupă în cur, îmi cer scuze că nu te cunosc. Dar acum te cunosc. Mi se pare super, mă. Clat, mă. DJ Clat. Clat. Dar chiar cum e? Clat. Chiar, mă, cum se pronunță? Bă, dar tu nu erai aseară pe cu Jepcar pe Omega? Da? Tu erai, nu știu. Tu erai, mă? Salut, Monacaiu, la mulți ani, Cristi. Toată echipa mai puțin ca să. Și și asta e untradeable, cum îi zice? Ter Stegen. Ne-a dat de Game of Friends, cred. Da, dar nu, stai puțin, ai răbdare. Așteptăm, stai. Stai puțin, Game of Friends. Respiră, vrem să vedem obiectivele și după aia. A, nu era, bine. Era unul care semăna. Era, cheamă Toni. Bă, fraților, suntem atât de mulți. Bă, cel mai bine e să facem cum face moșul, frate. Deci, încercăm să stăm cu la cât mai mulți. Dar oricum, bă, mie îmi place mereu să intru. Deci intru și la Alex la Gaming Motivation.
Păcat că nu mai face banană, mă, nu mai face banană. Dar ce facem seara asta? Vine un team of the season. Băi, nu știu dacă să deschidem, să vedem dacă partem mega pack-urile și alea sabi. Dacă sunt tentați jucători, da, dacă sunt tentați jucători. Deci o să deschidem pachetele sabi. Doar dacă merită, doar dacă merită. Da, doar dacă merită. Da. Vedem. 2 minute. Noi acum e panica pe swap-uri, pe obiective, cratule, pe... E o grămadă, mă. Bă, mi-e panică. Nu doar pack-ul panică. Mamă. Deja e două minute. It's the final countdown. Deci, cred că e ultimul sezon ăsta, nu? Dacă nu mă înșel. Nu știu. Nu, dar trebuie să mai bagi. Păi nu, Cristi, e ultimul swaps. Sezonul cred că o să mai țină. Nu știu. Poate îi bagă prompts pentru Petrescu, Cosmin, știi? Da, prompts e bun pentru deci, toți. Deci, cum a zis cu moșul, deci ce, bă, e bine să intrăm la toți. Un minut. Hai să înceapă numărătoarea inversă, 60, 59, 58, și veni după 58, 59, a, ba, nu, 58, 57, 56, 55, Doamne ajută, EA Sports, nu ne dezamăgi. Hai să intrăm și pe Twitter-ul EA Sports. EA Sports, nu ne dezamăgi, te rugăm. Te rugăm, nu ne dezamăgi. Nu ne dezamăgi. Focus, atât. EA Sports, focus. Mai este. Command sau no command? Asta e întrebarea. Aceasta e întrebarea. Command. EA Sports. Bă, e bun de SBG dacă va. Așa e, dacă fi ba. Cât-i ceasul? 8 fix. O să fim... 8 fix. Cine mai e pe server, e șmecher. Icardi toți. La SBC. Da. Uia. Ia să vedem. 3 cu 4, dar se vede pe live, se vede pe live. Nu, dai la live, se vede că mai e băgat. Finishing 97. Nu, 76. Nu-l jucați, fraților, că 76 e penitent. Nu puteți să dați de la distanță cu el. Nu șutați de la distanță, nu. Atât? Atât? E pe EA Sports? Hai să vedem ce mai... Atât? Nu a postat nimic pe Twitter încă. Hey! EA Sports. Gata, hai cu șampania! Hagi Storyline, Hagi! Hai. Unde mă? Hagi Storyline! Unde mă? Aici. Obiective? Două, nu că e Hagi la Storyline la 15, cred că. Hei, ne uităm după... Ia, Team of the Season, Turam! Ai de capul meu cum arată! Ai de capul meu cum arată, Turam! What the fucker! Cum îl văd? N-ai cum. Mamă, ba, trebuie să-l bagi la concept. Voi vedeți cum iasă, mă? Ui, ai. Ia, hai că pique, 76 pace. 85 physicality, slăbuț. Purtoa, pieță, nu? Gomez, vai de ca... Da, Simon acolo. Stai puțin. Tonei, dar nu e, mă, Hagi, unde e, mă, Hagi? Aici, gen, ai. Ah, la final? Stai că vedem. Igo Socrates. Hagi! Băi, ești prost, ia de pe el. Direct, Hagi, ce stăm la discuție? Are 5? 5 weak foot? Pa, Hagi, direct, 98, Hagi. Ua, ce ritual, da, uite, mamă. Fabinho, nu, Fernandinho, nu-i Fabinho. Casemiro, dar și Fernandinho. Da, hai, băi. Timon, 98 pace. Grimaldo ăsta e bun. Mukiele. Da, fuck. Hagi, uitați după aia, mamă ce mișoară asta. Din păcate n-avem coman, nu? Trebuie să vedem ce mă... N-avem coman, fraților. Deci dăm aici, bam, direct. N-avem coman, fraților. Coman, no party. Din păcate n-avem coman. Dar avem... Ni l-a băgat pe Hagi, mă, deci nu l-au băgat pe coman și l-au băgat pe Hagi. La final, ăla e ultimul, level 30. Ioțe... Da, nu e. Nu mă, uitați-vă un pic, bă, ce iasă. Ei! No coman, mă. Nu-i coman, mă. Aici nu e atât de extraordinar. Obiective au mai băgat, ai consoap, ia. Champions. 12. Ai văzut, ești pe first down? Da. Ah, dar nu-i am golit clubul, bă. Nouă, ai. Bă, Cristi, nu-i am golit clubul, trebuie să deschidem pachete în seara asta. Da. Deschidem pachete în seara asta. Frate, o să intru rapid. Vreau să văd animația la pachete, ca să ne dăm seama. Da, hai seama că stau prind. Prind? Toti community, păi asta e. Dar nu ne deschidem pachetele mari.
Da, da, da. Mamă, dacă mă arată Joe Gomez, ești. Așa, că să-mi iau un Joe Gomez. Joe Gomez e cel mai, cel mai, cred că o să fie un milion, Joe Gomez. 70 pace, 70 pace ca să-mi iau, Muchiele mai degrabă o să fie. Eno, dar nu-i Simon, ăla, nu? Da, nu e. Unde-i Simon? Nu mă, Simon, Philips, pardon. Păi și cine, ăștia sunt toți? Păi... Dar cine e englezul? Că îl puseți în engleză. Păi asta-i, mă uit să văd englez. A, Gomez oare era? Joe Gomez era, mă, da. Dar arăta ce de meme, mă, acolo. Păi mai sunt? Mai sunt, oare? Stați să vedem. Acum am intrat pe FIFA, ai reușit? Bă, bine. Se țin bine serverele deocamdată. Surprinzător. Icardi, ok. A, uite cum mai sunt aici. Philips. Aș cura... Trebuie să-l arăt pe live. Stai un pic, cum arăt pe live. Aaaa. Stai un pic. Stați un pic. Stați un pic, fraților. Stați așa. Ce-am făcut? L-am scos. Ba, cred că-s băgați, sunt nebun. Stați așa, stați că nu mai știu, nu mai știu. Nu e bun, Marian. Nu mai știu să umblu pe ecran, sunteți nebun, nu mai știu să umblu pe ecran. Da? Nu. Ba. Asta-i. Stați așa, fraților. Baga, mi-aș gura ta. Ioi. Fraților, uitați-l pe Philips ăsta. Păi Philips. Uitați-vă pe grup. Ce ai făcut, Bobiț? Ce-o prins? Muchiele, bă, du-te mă de aici. Cu norocul tău, cu tot. E, e bombă, Muchiele. Dar e tradeable? Tradeable dacă n-ar risegeți în rândul el. E tradeable. Șmecher. Bravo, Dragoș, tocmai a prins Muchiele. Mamă, dar Philips ăsta arată bombă, ești nebun? Stai așa, cum deschid poza mare, uite așa. Poți să dau zoom cumva? Nu cred. Da, nu am băgat niciun CBC. Ma, fraților. Stai așa o secundă că vreau să... Să ne vedem și noi. Philips, stai bombă, mă! Bă, game, deschidem pachetele la tine? Nu? Am asta. Dă-ne invite în party game, stai așa să mutăm pe joc. Să deschidem pachete. Deci după aia deschidem și alea. După aia o să deschidem și noi, da. Dă-ne invite în party game. Deci o să păstrăm John așa, pachete. Păstrăm. De 50? Alea cu jucători. E slăbuț team of the season-ul ăsta. Băi, e decent. Mamă, stați puțin că am uitat ceva. Vă-ți trag ăsta. Gamers. Aia la început. A, nu vrei să deschizi? Pune, dacă nu vrei, nu-i problema. A, nu-ți place? Ok. Atunci dacă nu-ți place, deschidem noi. Doar deschidem noi, da. Și e pentru content. Pentru băieții care are școala vieții. Uite, bă, că am ratat animația. E picat acum, deja. Da, Simon. Are 2 deja prins. 8 și 4 minute. Da. Puneți voi o poză cu toți, toți. Păi am pus adineauri. Am pus adineauri pe ecran. Pune un link pe... Găsiți pe Twitter-ul eSports, fraților. Nu pot să pun, unde să pun în chat. Deci ce au băgat? Bă, micro... Philips ăla arată foarte bine, Joe Gomez arată foarte bine. Bă, la sezon... La sezonul ăsta arată bine. Hagi. Turam. Dă să-l vedem pe footgen. Turam. Hai să-l vedem pe footgen, pe Turam. Dar nu mergi footbin, nu ce ai, ești nebun. Bagă-l în concept un pic. Grup, iar eu picat lui Dragoșă. Eu mai picat unul. Hai să deschidem și noi pachete. Că îi drop mari la ăștia. Hai să deschidem pachet. N-ar deschide, Cristi, nu mai fă hotspot. Nu mai fă, dacă e snipici. Nu-mi place designul, sincer. Bă, e decent. E fain cu crack-ul ăla. Haide. Fraților, deschidem pachete. Eman rare. Direct, mamă. Bă, faci și noi ce de like-uri? Cum ar fi să ne dea Philips ăla? Ia vezi, din primul pachet. 60 de like-uri, fraților. Că e mini board. Ia, hai, albastru. Walkout din Eman rare perfect. Da, da. Bonucci ceva, Bonucci de 89 vreau. Chelini. Chelini. Bonucci, 86. Nu duci nouă, Chelini de 89. Am uitat.
Da. Și gata, nu mai dă nimic. Păi, e ok, se picioare acolo, merge. Când îi trebuie John, că nu mai avea nimic, știi? Da. Jumbo... Pichiul ăla arată interesant, dar Philips ăla, cred că o să fie teroric, apărat. Măricel. Hai, mă! Hai, mă! Și Joe Gomez nu vreau. Bă, băcați like-uri, bă, vrem 60 de like. Joe Gomez... Nu mai vrea? Hai, mă, să vedem și noi ceva toți. Vedem și noi un toți, un albastru. Hai, mă, un albăstrel, mă, să vedem și noi un toți. Pentru băieții ăștia care are școala vieții. Bagă, bagă în club. Bagă în club toți? Da. Muia, aia zic. Acum toți, imediat. Acum. Mamă, acum. Dai seama, mă, cât deschid toți, mă. Castro deja cred că are 19 prinși. Ca fut bine. Da, am văzut, am încercat și noi să intrăm și nu n-am reușit. Hai. Din asta ne-a dat Messi shape-shift. Mi-e frică să ies din ultimate team, să vedem ăla și da. Din asta ne-a dat Messi shape-shift. Nimic, mamă. Vedem dacă am mai postat ceva cei de la EA Sports. You can find out more, ok? Curam. 89. Put bine, îmi par serverele cu FIFA. S-ar putea. Au ciupit. Dacă de toți, deschideți și la mine. Hai că ne dă toți. Nu, no, cred că o să vedem. Deși Dragoș a prins deja 2. Deschidem și noi. Facem până să fim mai viitoare altele. Deschidem, mă, Cristi, pentru băieți. E prima seară de Team of the Season. Vreți să deschidem tot, mă? Ia ziceți voi. V-am zis, guys, să iau apărut. Da, sunt... Ia, hai, nimic. Din astea mergi din porcările astea. M-am dat ce greu să mișcă. Deschidem un pachet pe minut. Măcar lungim live. Fraților, facem și noi 60 de like-uri. Încă un like. Am zis că da. Îmi dau seama dacă... Eu nu-mi dau seama dacă sunt în pachete sau nu. Păi, probabil o să apară ceva cu albastru. Păi asta, face hotspot numai. Hotspot. Mai deschide unul și după începem să intrăm. Vă dă Gomez, Doamne ajută. Cum ar fi să ne dea Gomez? Ma. Hai, intră pe hotspot. O să mutăm puțin scena, fraților. Ca să intrăm pe hotspot, pentru că întotdeauna ne-au dat jucători mai buni când am deschis pe hotspot. Sperăm, dar un team of the season. Să vedem și noi un albăstrel aici pe... Tocmai am luat troll la mic. Mamă. Bă, dar cât o fi muchiele? Cred că-i scump, nu? Acum. Mă bucur că își mai faci treaba și un pic la echipa aia. Îți dai seama. Sperăm să mai putem intra după. Hotspot. Da, deschidem acum pe hotspot. Acum facem hotspot și avem niște pachete bune. Sperăm să ne dea ceva. Avem și pachete, am trade, bă-l măcar din ala. Ne dă un Joe Gomez, l-am băgat în apărare. S-a terminat joc. Da, da, ce facem? Nu, fii. Hai, trebuie să luăm cante tot în locul de unde. Nu avem bani. O să complet tare. 4 stilica aia acum muchiele. E bombă muchiele ăla. Vedem. Bă, l-am prins pe muchiele. Costă 48.000. Bă, Dragoș, nu-i muchiele a tău? Bine, mă, v-ați pus pe snipuita cu nebunilor. Ia vezi, mă, Dragoș, nu-i muchelet. Poate l-ai pus că 148.000. Vezi că 300.000 așa, lejer. Easy money. Revin că nu mai am baterie la telefon. Bine. Te așteptăm înapoi. Hai că da. Da, da, te-l-i sporniti? Da, hai că. E jucabil, dreau, Hagi. Da, arată decent. Depinde de echipa fiecăruia. Bă, dar la probabil... un challenge era cu România, an după ce 30 de erau. Chiar e mișto, 5 week foot, era mișto să aibă măcar 4 skill moves, să faci crocheta cu el după fake shot stop. Bă, dar ce sunteți triși, că nu ne-a dat nimica. Da, sunteți, stați un pic, stați că acum ne dă, stați că imediat ne înveselim. Fiți... Mama mia, ce frumos arată, băieții. Ghioțe, Pedro. Nu arată... La Joe Gomez. Da, Joe. Gen
Eu nu înțeleg ce dă numai 85 physicality lui Piqué. El e foarte strong așa pe bici. Deci avem o pachete. Hotspot on. Ne-a picat Kirk. Bă, bun. Bun. Poate vedem și noi în albastru. Am deschis pe curcuban, cea mai mare greșeală. Da. Cea mai mare greșeală. Prime. Mega. Mega pack. Number one. Hai, nu mai stau, că avem de-ața emoții. Emoții cu emoții. Come on. Vezi că-i bot nici una? Da, hai. Hai! Numai nu-mi dă nimic. A, ce fain e pe hotspot. Aoleu, mega pe clasă mereu fost. Aoleu, fraților. EA Sports, dacă ești acolo și ne vezi. Cerbișcăți. Mai bagă în club. Vezi ceva vreun shadow? Vrei squad fitness-uri? O mie de... O mie de... Hai cum e... Să ne dea Gomez la untradeable, să nu ne dea de ales și asta. Da. Să ne dea Gomez. Sau ăla, CDM-ul ăla să vinim pe... Philips, să-l vinim pe Frank. Hai, luăm Neymar, headliner și... Fac câte oră, n-are. Off. Aia zic Florin. Hai mega pic. Hai cu Philips ăla incredible. Mamă cum arată Philips ăla, ești nebun, e bombă. Și cu Hotspot și FIFA și... Băi, nici un titin. Da, n-arată rău un titin, dar gândește-te gândește că îl iei peste 3 luni. Hai mă, albastru. Hai mă, dă să vedem și noi un albastru, mă. Cel mai slab, care o fi acolo, de 50k. Cardinale, de 100 de mii în pâine. Caro Nikon. Dani, dacă nu Dani Ronaldo Prime Moments și gata. De câmpi noi atâta. Ronaldo Prime. Deci ăsta cred că l-am văzut anul ăsta de 100 de ori. Bă, dacă nu vrei EA Sports, dacă nu vrei să ne dai niciun jucător Team of the Season, Dani Ronaldo Prime Moments și asta a, e. Ne mulțumim. O să vinim pe Mbappé, n-avem ce să. Așteptam să luăm Neymar toți după aia, puii mei. Cu banii. Adă banii, mă. Da, nici nu am Ronaldo. Dacă ești toți acolo, e sport. Ronaldo. Prime, prime. Ce toți ies. E Team of the Season al comunității, unii sunt interesanți. Unii. Nu vezi găsit și nu? Nu. Băi, ziua mea, uitați e sport, că e ziua mea. Dați-mi, fraților, zi ziua mea. Mitrovic. Un jegoșură ăștia de la EA. Wow. Asta e Prime. Wow. Din pachetii 45 ca jucător non-dar. Neața Mihai, la mulți ani Cristeuzi. Mersi frumos Mihai. Din pachetii 45k. Mamă. Bă, măcar unul sprindim și noi, John. Bine că eu da lui Dragoș. Băga mi-aș gura lui Dragoș. Aoleu, dar nu mai am rădat de toți. Dă-mi mâncața-ș gura ta. Sper să fie lui Mbappé și cam Neymar la toți. S-ar putea să fie invers. Vedem, Florin, vedem. Hai mă, hai, mă. Ceva albastru. Nimic. Hai mă, hai mă. Mamă cum arată Polonia? Și... Leva! Dar nu-i fără, e untradeable, nu? Da, 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 cred. Bun, care-i ce? Bun! Nu a picat nimic. Lewandowski! Nu a picat nimic, Mihai, da, asta e... E Lewandowski? Hai. Vezi că e mișto Lewandowski, poate nimeni? Bine. Încă două walk-out-uri. Cante. Hai, Casillas, iar. Iar e untradeable și Casillas, dar e cu chestia. A, ce prost se mișcă serverele, fraților, uitați-vă și voi ce stil are joc. Jucați, jucați acum. Jucați, intrați în Weekend League. Mamă, rermă. Mai, da. Și ultimele 23 de bani. Oricum e 46 de K, da, e bun pentru SBC-uri. Hai, mă. Hai, mă, vedem și noi la băstria lui ei sporți, ești acolo, uite-te la noi. Toate ce-ți față aștept, haide. Ii, nimic. E walkout-ul ceva? Bot. Kramaric. Dacă zici tu, Bogdan? Că prefer să nu intru. Nici bun de gestia, de păr sau nu avea. Cum nici de suflet. Hai mă, o dată. Ia asta-i, măcar să facem swap-urile, știi? Da. Mi-e frică, băi. Salutare, Răzvan. Salut, Răzvan, mersi mult. Mulți că vezeam, mulți ai mulți. Cred, bă, dar cum să fac 600 de coin? Mamă, mi-e frică că nu o să vedem nimic bun până... Bă, Lewandowski? Evando? Bă, sper să vedem un albastru.
7 luni walkout. Da, era walkout bun, și atunci m-a... Hai! Le-ai văzut de timpul de Sidern? O fi? Nu, nu-i. Nu, e Spania, ăr... Tardici. Dar nu-i din timpul de Sidern. E Lautaro. Lautaro? Nu, da, acolo, rău lor. Aaaa, poate să-ți ceam, bă, mă, eu m-am prins din prima. După stria, după asta, după ce? După pereți. Deschid sub pachetul de... Nu deschid, Nica, vezi că nu dă nimic. Te fii, vezi, să fii în bafta voastră, ăștia care vă bate joc din noi. Mă, întăiește, parcă așa eu nu mă mai joc. Fac ceva. Iau jucărini și plec acasă. Hai, mă, mic. La ce, vă așteptați, mă? Să vedem noi. Da? Hai, mă, că-s 200.000 dacă nu-i dai un team of the season. Pagamiaș. Jumbo, 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 nu-i dai, nu dai, nu. Ia, dă să dăm, dar nu am pion. Dau, e skill? Dau. Probabil e un albastru mai spălăcit. Sper să văd walkout, măcar, John. Ne îmbunesc, pachet de 100.000, gol 1. Da, de obicei, nouă din pachet de 100.000. Păi asta nu dă nimic, știu. Walkout. Mane. Da, da, Mane! Incredible, Mane! 30k, cât plus? 30k? Cât, cred că e close to 50-200, sper. Cât e Mane, mă? 30k, John. Salut, Sebi, salut! Și pare, și Sone! Uuuua! 30k în total! Vezi, da, te bă, John, că, băi... Hai, că... Băi, cred că 70, uite, 80k. Sane, cât mai e? Ah, dar fucker, ăsta e pachet bun, mă! Yeeey, avem o grămadă. Băi, pachet bun, 30.000. Și cu Parejo am făcut bani. Dombele gold, ăla îl păstrăm pentru... Bam! Bam și bam. Dar îi mai păstrăm, a? Măcar Parejo. Da. Nu știu ce nu, să fac. Parejo nu. Mă, nu mai avem nici mai Gomez, nu mai avem Mica pentru first stone. Cum te aduci? Ah, ok. Cam așa, oricum o să avem un... 62 de like-uri, fraților, vă mulțumim mult, un pachet cu 3 walkout-uri. De ce? Băi, e bun. Da. Și acum albastru. Să încheiem frumos. La 65 de like-uri îi dăm, băieți. Nu, dă-i, dă-i. Nu, la 65 vreau. This is consumul team of the season. Nu-ți consum. O lua Dragoș deja 2. Alina așteaptă și ne dă mai târziu un pachet cu Diogo Gomez și Philips în același pachet, ieși, mă. Corona time. Mamă, 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 hai. Deschis-o? Nu, deschis. Cred că nu ne mai dă, că ne-a dat 3, n-am. Ia să ne prinsa. În bronz. N-ai, mă, nu-i mai dau nimic. Hai, mă! Hai că i-ai dat. Poate hai, mă! Poate să-i dau o șansă, e sport, deschizi bronz. Vezi că aici ne-au... Hai, tati. Să vezi, non-board. Albat, hai. Team of the season, te rog eu! No. Brazilia! Lupă! Marcelo! Ce troluri ne dau, băi, dar ce stil au, băi, ce stil au să dea troluri, așa. Ce stil au. Arăți echipa Team of the Season? Păi o găsești pe... O găsești pe Twitter-ul EA Sports. Mamă. Ce stil au. Ei, centuți. Hai că ne-ai dat și Team of the Season. Aaaa, a zis să deschid și ne-a dat nimic. FIFA, nu uita. Asta o, e, bă, zic. Oricum mă așteptam, fraților. Bă, și eu mă așteptam că nu. Nu mă miră nimic când vine vorba de acest joc. Ia să vedem. Castro are 3 prinși deja. GG dacă ești pe grup. N-am Twitter, păi nici eu n-am. Dar intri direct pe Google și scrii Twitter EA Sports. Și o să-ți apară. Ai merge asta odată. Mamă, dar ce... Bă, ne-a dat... am încercat. Ne-a dat... Troll de două ori. Mamă, dar ia caută-l un pic pe market pe Philips. Mhm, mhm. Ăla e. Să ne uităm și la stats-uri. Bye. Easy. Am. Vedem ce... Nu luăm Militao pentru weekend-ul ăsta, John? Sau porțiam la marginii dacă reușim să-l facem? Seara asta pe mâine? Nu cred. Nu, cred că reușim seara asta. Foarte greu. Trebuie să retrogradăm mult. Bă, n-arată rău Mitro... 95 physicality, ești prost la cap. Dacă cu jucători în cap, în spate ăsta. Ia în cârcă. Nu știu. Dar Joe Gomez ăsta, mă... Și Grimaldo arată foarte bine. Mic.
Tentancur? Nu, m-a convins. Am o chiele, frate. 87 pace. Hai, de capul meu. Aleargă ăla după tine, știi cum? Ce fel taj? Așa ai. Dau 80, mamă. Dar din campionat prost și asta o să fie ieftin. LMU. RBU. RBU. Da, arat, bine, da. Cum ar vrea să fie la aici? Hai să vedem un pic, Philips. Vreți să deschideți la mine? Dacă vrei să deschizi game, dă-ne shareplay. Dă-ne shareplay dacă vrei să deschizi. Cum o cheamă? Philips. Lulu. Ăla. Da, Calvin. Are cardul ăla, de, dar nu-i trade, bă, nu. E unul singur pe market, ia de pe el. Ia de pe el. Trebuie să dai pe el. 1.78. Strength 94, aggression 96. Agility, reacții 90, agility 87. Defensive awareness foarte bun. Short power 99, passing. Short pass 99, long pass 99, ești prost. Bombă. Joc în Anglia 2. E greu de linkuit. Nu înțeleg ce așa scump. Înțeleg ce așa scump. Cu Joe Gomez. Ați prins ceva? Da. Nimic. Am găsit Gomez toți cu 1.980.000. Ia vezi un pic Joe Gomez. Dacă stai 2 milioane. Acum ai 1 milion și ceva. Mamă, e prea, nu, e hype prea mare pe el deocamdată. Nu cred. Dacă nu crezi. Eu l-am prins pe Oriz din 16 pe. Mamă, ia de pe el. 95 sprint speed. Strength 93, aggression cam slăbuț. Dacă mă întrebi pe mine. Reacții 97, deci o să aperi singur. Îi dai ancor. Băi, John, m-am uitat la asta să... E de... Vedem... Ce înălțime are? 1.88, medium. M-am uitat la asta cu să lucrurile din. Nu te impresionezi de o Gomez? Nu. Nu știu de... Știu ce cardul ăla și l-am văzut la clasă și nu-l juca, John. Cine mai is OP? Stai, mă, n-am la brasă. Bine, dacă avea 5 cu 5 era... Da, dacă avea 5 cu 5. Ăla n-o primită, Nani n-o primit. Nu. A, n-o primit Nani. M-a auzit Simon, parcă ăla. Celebrarea de la ultima pagină e endgame. N-am văzut-o, ne uităm imediat. Wow, ia vezi un pic agility, balance. Mai 200. 300. 230. Ăla-i pun bundilul ăla snipe. Ce te-ai zis? Da. 4 cu 5, 5 micu! Așa era. Ia de... Agility 99, balance 99. E bun în bandă. Strength 85, oare e mai bun decât Douglas Costa? Dar n-ai cum să... Franța. Nu e atât de greu. Bă, e Franța. E Franța, ai Neymar, Mbappé. E mai nașa. Și așa era Unicuru, exact naționalul Unicuru, de anul trecut. Încă un de snipe. Te zbând la snipe. N-arată rău ăsta, fraților. N-arată rău deloc. Hai să ne uităm un pic la prețul celorlalți jucători. Ia vezi Gulit. Vedem cum a influențat piața. Felix. Mai sus, mă. Pe 47. Wow! V-am zis că piața o să crească în seara asta. Oh! Wow! Era la 46. Moada! Fraților, băi, v-a zis Nuțu traderul că în seara asta cresc prețurile? Băi, ești proști? Când v-a zis, ia vezi, ăla-i fresh, dar n-are cum să fii fresh din 90 acum, n-are cum.
Deci nu e în pachete. Doar, ia, e, nu-i fresh, nu? Bă, v-a zis Ionuț că în seara asta cresc prețurile? Bă, la ce cresc, frate? Potoliți-vă. Ia vezi cât e Mbappé. Vreau să fac pe Icardi, se merită, depinde de echipă. Arată interesant Icardi, dar depinde de echipă. Dar nu știu cât are weak foot, 3? Cred că are 3, nu cred că e. Bă, l-am prins pe unul pe shop. L-a prins unul pe shop, pe Gomez cu 589. Mamă, 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 mamă. Da, e bun, e bun de făcut snipe acum, fraților. Eu am zis, bă. Bă, micro, eu am zis. Ciocănel acum trebuie de. Bă, micro, eu am zis înainte să zici tu că ai zis. Am zis, dar am zis de mult și eu că vor crește în seara asta. Am zis de când am cumpărat noi echipa. Ce vrei să mai vezi? Medium low Icardi. Mm. Bă, și Messi. Ești prost? Și Messi e medium low. Pai să nu ai pe ăsta, mâncața gura ta. Da, da, să nu-i scadă. Încearcă, dar să nu-i scadă. Gura 290. Mamă, cum e viața. Prețul mai jos. Dar cred că o să apară. Nu, dar pune prețul mai jos. O pui la... 260. Trebuie să dai de... Bot să puși acum, stai tu liniștit, tată. Uitați-vă la Messi, ce să vedem la Messi? Dar prețul lui? Dar nu ne... Dacă vrei doar pentru tine, ia caut un pic Messi. Mamă, dar ți-i vreau să mișc. Adică l-am pe Ben Yedder, se merită să-l schimb cu Icardi, nu? Nu, Maria. Sunt sigur că Ben Yedder e mai bun. Okay. Stați cu minți, că e Dragoș. Ai prins ceva, da. Dragoș, până acum? Îl dau pe Fernandinho la 30 de ca... 30 de ca... Ah, cred că goldul. Bă, depinde de ce SBC-uri se vor băga zilele următoare. N-ai ratat nimic, Radu nu ne-a picat nimic, din păcate. Cam nasol, dar... Mam! Păi, de capul meu să-mi... N-ai ratat nimic, Radule. Cam asta-i. Fraților... game, vrei să deschidem, să deschidem pachetele? Dacă nu, o să închidem live aici, că nu mai avem ce să facem, nu mai avem pachete. Să tragem pentru... O să tragem... Da, o să jucăm pentru Maldini și o să revenim cu review când va fi gata. Probabil o să vă arătăm și pe live cum o să jucăm și pe live câteva meciuri pentru swaps, ca să vedeți și voi cum alcătuim echipa, cam ce strategie abordăm, adică retrogradarea în divizia noua. Cam asta e strategia. E Prime Icon Pack sau Overmars? Prime Icon Pack. Depinde de echipa ta, dar dacă vrei să simți adrenalină în corpușorul tău, Prime Icon Pack. Cam asta e, fraților. Cam asta e, fraților, pe seara asta. Nu o să jucăm weekend league în seara asta. Încercați să stați mai mult pe piață. Da, nu vă recomand să jucați weekend league în seara asta. Se mișcă prost, tare. Sper ca voi să prindeți foarte mult Steam of the Season și ne vedem poate mâine pe live. Pe timp de zi, cu swap, cu grind pentru swaps, cu astea. Nu? Vedem. Vă pupăm, fraților, o seară.